Ia uitați-mă, fraților, italienii când fac săpăturile pe șantier pentru o nouă construcție, 2-3 oameni stau în urma mașinilor și cu gălețile și strânge plăcile de azbociment. Azbocimentul, bucățele mici cu găleată, pentru că sunt toxice și le pun în saci de ăștia, uite. Așa se face și la noi în România, să construiești. Uite, vezi? Și le dă cu o soluție și după aia nu știu unde le duce să le fărâme. Uitați, uite cât saci. Vedeți? Altfel nu le dă voie să construiască până când terenul nu-i curat. Vedeți, aici toți sunt azbociment. Cum sunt la noi casele învelite, ăștia bucățele le ia și uite cum le depozitează. Vedeți? Vedeți, 2-3 persoane ia și pune în saci de ăștia. Vedeți? E plin. Nu a voie să construiască peste. Presupun că așa se face și la noi. Vedeți, ăsta e șantierul. Abia acum sapă să curețe terenul. Mai durează 2 ani până când ridică clădire. Vedeți? Vrea să facă farmacie aici. Farmacie și o hală de depozitare de cauciucuri. Aici patronii Pirelli, ăla care face cauciucurile Pirelli. El e șeful aici. Și tot terenul e al lui Pirelli aici. Și face o farmacie și un depozit ca ăla de acolo. E tot al lui și ăla. Unde pune cauciucuri. Vedeți? Hai, v-am pupat. Lăsați-mi comentarii dacă așa se face și la noi. Să strânge astea. Uite. Că ți-a